Moise, te salut! Vă salutăm și noi! Bine te-am găsit! Bine v-am găsit și noi! Așa, aici o frumoasă iapă, pe nume. A, o mânză pușe. Da, 2 ani, 2 ani jumate? 3 în primăvară. 3? Oh, 3. Arată foarte bine. Da. Copită frumoasă, mare, rotundă. Da, da, da. A? De unde ai achiziționat-o? A, am cumpărat-o de la Ionuț, ce v-a spus și Cătălin de el, de la Știleu. Așa. Am avut surul mânzul. Am făcut o schimbare. Ai făcut o schimbare și... Da, da, da. I-ai mai dat ceva? Da, sigur. Ha? Sigur, dar e mai greu ca... E mai greu ca mânzul. Mânzul era mai mic, așa? Da, era mai mic, era un cal mai jos, mai subțire, nu era chiar... Aha. Cine o lega coada? Bărbatul femeilor. Da, idolul. Dar auzi, Ionuț, lui, de ce nu i-a lăsat așa un pic de ăla? Cum ai lăsat la cealaltă? Omul le-a legat la tez, n-am apucat. Aha. Moise. Da? Unde ai băgat degetul? Ce să fie? Unde ai băgat degetul? Ia milonul, e noroc. Unde, mă? Am scos-o de gaș și s-a ridicat în două picioare. Și când s-a ridicat în două, unde? M-am învârtit ața după mână și am ținut așa și învârtit după de aia. Și când s-a ridicat, m-a zmucit, m-a scos și unghie. Doamne, iartă-mă! Dar auzi, tu vezi că acum nu... tu vezi că la mine în filmări eu mai tăt, zic să nu sunt fășoare băieți. Sforile. Nu-i voi. Nu mai bine dai drumul să alerge, că n-are unde să se ducă. Că pe lună. Am zis că nu-i chiar așa buiacă. Pe lună, nici omul nu-i sigur că a ajuns. Înțelegi? Da, că numai dacă te ridici un pic mai sus de la sol, parcă e altă șmecherie, știi? Da, 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 da. No, deci nu fuge nici pe lună, nici pe soare. De-aia trebuie să fii foarte, foarte atent. Să nu legi după degete. Da, da, da. Deci zici că aia a fost problema. Da, bine că îți putea rupe degetele, să știi, degetul. Sigur că le putea, dar eu am învârtit o ață mai subțire. Am avut de aia, că n-am mai avut la funie și am învârtit-o așa după mână și când s-a ridicat în două picioare, n-am știut că se ridică. Aha. Mă, nu, vezi, la cal niciodată nu te poți bezui, oricât de cu minte ar fi, nu și niciodată ce l-a pucă. Am înțeles. Deci e foarte important să știa da, acest sigur. Aspect, așa-i? Da, sigur. Ha? Sigur. Cum ai zis o cheamă? Ușa. Așa. Ușa, tu ai pus numele ăsta sau și ai cumpărat-o? Nu, eu n-am pus, eu nu știu ce nume au ienetii, că nu... A? Nu știu nici omul de la care am cumpărat-o, că și eu cred că bănuiesc că au cumpărat-o. Aha. Arată foarte bine pușa, da. Îi o ia pe ce te reprezintă. Da. La căruță ai pus-o? Da, sigur. Și ce zice la căruță? Profesorul ăsta. Zic că ai pus-o și în doi sau ai pus-o... Da, am prins-o și în doi și într-unul. Dar mai mult lucrez că e într-unul. Păi e foarte important să știi într-unul. Da, da, da. Nu? Că dacă ai numai un cal... Ai stă învățată și margă la coci, bărbatul și negru. Idolul? Da, da. Bă... Hai să-i dresorul lor. Să știe la cai? Da, bine. Ha? Da, sigur. Tot timpul mă las pe mâna lui. Din toate punctele de vedere? Ce anume? În toate punctele de vedere te las pe mâna lui. Da, sigur. Mă e regret că... Am mai fost într-o primare cu el și o zic, Cătămin, hai și ne culcăm în ceasă. Cătă cine o zis? Cătămin, și eram cu nevastă mea în mașină. Mă seama că eu l-am gândit că eu mă culc ca mortul și el își face treaba. Ca mortul zici că? Dă-mă la locuia, o duc încă locuia? Te rog. Hai. Ăla-i. Acolo, la ăsta. Murgu. Murgu e un cal foarte atent și foarte incitat. Ne-ai văzut când am trecut de ani în geamă că am ținut cu bicaulii legat pe tractor și tu cu călocul ăla mari n-ai avut treabă și eu cu ăștia cu bicaulii legat de tractor. Murgu! Și atunci, uite, vezi, deși e castrat, tot tare... Ce tare nervul ăla cu desfântul. Așa, așa. Moise, da? Zici că numai pe iaua aia acum? Da, am mai avut încă doi mânzi, dar mi-am vândut. Am un pernă mea grău. Ce culori? Un mânz ciocolatit cu camis blondil. Da? Și am avut o mânzuță micuță. Și am băgat-o în pârbă, la mașină. Du-te, mă, așa mică era? Ha? Da, da. Păi, și așa ai cumpărat-o sau cum? Da, păi da, că am luat-o ca asta face rotare după care dacă e singură și am zis că și nu fii singură. E și ai adus, ai... Da, sigur, am ținut-o tot vara cu ea, n-am avut probleme. Aha. Și apoi m-a venit omul. Eu fă dragă mai mult. Eu fă dragă mai mult ca pe mânz și am dat amândoi la pachet la om, dacă așa i-o dorit. A, deci omul a venit pentru celălalt cal, nu? Da, eu a venit după mânz, dar eu fă dragă și mânza e mică și eu l-am luat pe amândoi. Și unde eu duc? În ce zonă?
Aici la noi, la Boroc. Am înțeles, deci aproape, da? Da, da, da. Nu, lasă că omul să aibă grijă de ei și să... Da, bă, da, și să aibă noroc aici. Da. Oh, da. Oh. Moise, dacă mai doresc să zici ceva, știu eu, poate ai păcinea sărințatea. Vă mulțumim, în primul rând, că... Cu mult drag. Ne vizita și pe noi. Cu mult drag și îmi face plăcere. Și chiar mă bucur când ne vedem prin expoziții. M-am întâlnit cu voi. M-am întâlnit cu voi printre expoziții și sunteți niște tineri, niște tineri mai aparte, tot timpul sunteți uniți. Da, bă, da. Când ce trebuie? Vă duceți într-un loc, nu vă duceți numai, nu mergi numai tu singur sau da, mergem mai mulți când mergem. Da, e, așa e frumos. Foarte, foarte bine. E frumos și te înțelegi, amu, că deja, bă, dacă nu te înțelegi, da, n-ai făcut nimic. Dacă ai un mesaj pentru cineva? Nu am. Nu ai pe nimeni în străinitate? Nu am așa mult. Îi salutăm pe cei din apropiere, și vă mulțumim și noi. Cu mult drag. Vă mai așteptăm la noi. Moise. Ăla-i, ăla-i. Ăla-i, no? Hai să vedem cum te aducem înapoi. Hai. Lasă-o să vină tare. Hai, frumoasă, frumoasă mânzare, mă. Dă-i faci, Cosme. Cum,